Angajații penitenciarului Târgu Jiu au pichetat instituția, fiind nemulțumiți de faptul că au primit din partea guvernului o majorare salarială de la 1 ianuarie de 5%. Sistemul de apărare ordine publică este din nou lăsat în urmă. Noi nici măcar acum nu am ajuns cu salarizarea care ni s-a promis în 2018, în timp ce despre alte categorii de bugetari se vorbesc de creșteri cu 5, 10, 20%. Ne-au aruncat un praf în ochi spunându-ne că ne dau un 5%. Nemulțumirile sunt mai multe legate de norma de hrană, norma de echipare care n-au fost actualizate, legate de legea salarizării care n-a fost pusă în plată nici până acum, legea 153, încă muncim pe datorie. Angajații se plâng și de lipsa de personal, susțin că nici nu știu de când nu și-au mai luat un concediu, având sute de ore suplimentare efectuate. În semn de protest, mâine ei vor refuza munca suplimentară, iar deținuții ar putea rămâne nesupravegheați. Din păcate, pe zi ce trece, suntem din ce în ce mai puțini, din ce în ce mai obosiți și din ce în ce mai bagiocoriți. Orice intenția conducerii de a bloca această formă de protest se va alege cu sesizări la organele de abilitate, astfel încât oamenii noștri să stea și ei de sărbători acasă, să vadă cum e și Guvernul României, Ministerul Justiției și Administrația Națională când ai oameni și îți fac servici. Este al patrulea protest al angajaților din penitenciarul Târgu Jiu. Protestele au început în luna august, iar angajații nu vor renunța până când nu își vor primi drepturile cuvenite.